Dacă însă ce este curăț, dacă însă ce este curăț, dimineața lumina face zvăruite, vină un trus zugrăvite, dimineața. Emoționată, sunt ușor copleșită de toate detaliile pe care le-am organizat și pe care le-am gândit și pe care a trebuit să le transmitem fiecărui om din echipă, pentru că e echipă foarte mare. Sper să vină la timp publicul, să începem și acolo în scenă să ne relaxăm și să creăm magia pe care ne-o dorim să o creăm. Doamne ajută! Suntem pregătite să începem spectacolul Colinde Tradiționale ale fetelor de pe Târnave. Vrem să introducem publicul într-o atmosferă de poveste, povestea ajunului de Crăciun așa cum era odată. Nu o să fie un spectacol tipic, așa cum poate ați mai văzut, se intră, se cântă și se pleacă, ci o să fie chiar o poveste, o șezătoare. Obiceiul de colindat va fi prezentat de către noi, fetele de pe Târnave, bineînțeles, alături de invitații noștri. Abia așteptăm să-l împărtășim cu toată lumea. Doamnelor, domnilor, bună seara! Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți aici în această seară alături de noi. Mulțumim pentru aplauze! Vreau să mă asigur în primul rând că s-a așezat toată lumea, că toată lumea are loc și că toată lumea s-a așezat cât mai confortabil, pentru că împreună o să fim martorii unui spectacol de poveste, așa că vreau să vă simțiți foarte bine, sper că v-ați găsit locurile aici în sală și să începem această poveste atât de frumoasă. Mă gândeam pe drum, înspre Blaj, că nimic nu e întâmplător. Dumnezeu nu a pus la întâmplare voce, talent, pasiune în niște tineri, în niște oameni pe care o să-i vedem astăzi aici pe această scenă. Nu la întâmplare se întâlnesc cu oameni, își dau mâna să spună povești. Nu la întâmplare noi în această seară suntem aici, ci pentru că împreună suntem binecuvântați să trăim pur și simplu o minune, o poveste pe care fetele la Târnave o spun prin vocea mea. Și dați-mi voie să vă introduc în această poveste atât de frumoasă, mulțumindu-vă, în primul rând, pentru că sunteți aici alături de noi. Este vorba, doamnelor și domnilor, despre o poveste despre prietenie, dragoste, respect și prețuire comună a valorilor autentice românești, despre recunoștință îndreptată înaintașilor noștri, rădăcinilor noastre, țăranii români, buni locuitori ai satelor din Valea Târnavelor, dar și despre fiecare dintre dumneavoastră, cei care aveți aprinse în suflete flacără de dor, după vremuri curate, în care omenia, viața și credința erau cântate într-o colindă la fereastră ori la gura sobei. Fetele de pe Târnave, Ina Todoran, Adina Popa, Alexandra Băcilă, Denisa Balu și Iulia Șcheau sunt cinci suflete. Merită toate aplauzele. O să vedeți acolo pe ecran și o poveste atât de frumoasă în imagini. Sunt cinci suflete de artist, născute și crescute în murmurul Târnavelor, la Crăciunelul de Jos, Feisa, Tăuni și Cetatea de Baltă. Viața le-a dus împreună de vreme, încă de la debutul în televiziunea română în anul 2005, când au cântat Târnava la festivalul Strugurele de Aur. S-au școlit apoi în ale cântului popular împreună cu doamna profesoară, cea care a sădit în sufletele lor semințe de respect și drag de folclor, doamna Leontina Fărcaș, la Alba Iulia, și au devenit atunci muguri de tezaur. Au fost membre în cadrul ansamblului Jidvei România, sub bagheta dirijorului de suflete, regretatul Stelian Stoica. Și, deși drumurile lor au mers pe cărări diferite,
când au plecat la școli, nu au pierdut legătura, iar Colinda, floare de dor, le-a readus împreună în cadrul acestui proiect. În urmă cu 3 ani, și-au luat angajamentul de a valorifica repertoriul autentic și valoros de colinde al zonei lor de obârșie, Valea Târnavelor. Iar ceea ce a urmat a fost mâna lui Dumnezeu. Au bătut la pas satele din jurul Blajului și au cules peste 50 de colinde vechi, religioase sau laice, de fată sau de june, de vânătoare sau de păstorit, variante de Miorița. Așa s-a născut, doamnelor și domnilor, albumul Fetele de pe Târnave, colinde tradiționale, pe care sunt așezate 15 din aceste colinde, interpretate arhaic, doar cu împletirea vocilor. Pentru că e o mărturie de valoarea patrimoniului cultural al zonei Valea Târnavelor, și-au dorit să îl arate oamenilor lor și au ales să realizeze acest concert aici, acasă, la Blaj. Nimic nu se putea realiza însă fără Dumnezeu, care lucrează mereu prin oameni. Astfel aduc Fetele de pe Târnave mulțumiri tuturor partenerilor, oameni cu binevoință care au înțeles valoarea acestui proiect cultural tradițional și le-au sprijinit. Este vorba despre Primăria și Consiliul Local Blaj. Mulțumim pentru găzduire în Palatul Cultural și asigurarea suportului tehnic de sonorizare. Mulțumim frumos și mulțumim sponsorilor pentru suportul financiar. Mulțumim așadar Jidvei, Transavia, Elite, Apidava, Prenis, Magic Garden Events, Road Design, Bonalux, Montana Popa, La Popa, Costi Claus, Classic Exploatare. Mulțumim frumos și aplauze pentru sponsor, vă rog. Să știți că întregul concept al concertului va fi unul cu totul și cu totul aparte și va curge lin, așa ca Târnava. Toți invitații sunt aleși cu intenție, fie că sunt artiști consacrați, prieteni din tânăra generație, familie sau oamenii satului de la care fetele au cules colindele. Gazdele vor fi Maria Dulău și Lena Ivașca, rapsos popular din satele Bia și Glogoveț, de la care fetele au cules majoritatea colindelor. Acestea vor fi bunicile din povestea de ajun, împreună cu nepoatele lor, fetele de pe Târnave. Primii colindători, așa cum se întâmpla și în vechime, erau copiii mândrugătați și atunci. Copiii care ne colindă astăzi sunt mugurii de tezaur ai județului Alba, însoțiți de doamna profesoară Leontina Fărcaș. Începe așadar o poveste de colindat, pusă în scenă, precum un tablou de iarnă, o seară de ajun de Crăciun, autentică, de bază, din vremuri curate, dar trecute. Vă vom împărtăși cheia care deschide lacătul sufletului. Este colindul și vă spun doar atât. Bucurați-vă! Sara bună lu ajun. Slobodă ia colinda.
Hai, dar bine v-ați pregătit aici. Cu atâția colaj, să ajungă la toată lumea seara de ajun. Apoi așteptați da. Mulți călindători. Și tare cald e aici, ați băgat pe foc. Ați făcut focul. Haideți, fetelor, să hai ne dăm live-urile astea jos. E cald aici la mume. Haideți la masă, să ne punem aici cu ce de bunătăți. Ei, dar păi și cârnați ați făcut și plăcinte. Oh, ce de tăte, de tăte. Da, păi haideți o țără să stăm aici la o poveste. Mumălenă, zâni o țără, cum era la colindat când erai dumneata cochilă în Glogoveț? Povestește-ne o țără aici, să auzim cu toți. Tare frumos era. Satul nostru Glogoveț era un sat mic, nu era mare. Și îl împărțeam pe trei părți. În seara de ajun plecam, după ce întuneca, plecam la colindat. Îl împărțeam pe trei satul. În capătul satului din jos colindau fetele de jos, le zicea josenele. Noi care eram în capul satului din sus, colindam, ne zicea susenele, noi eram susenele. Pe partea dincolo de vale erau griorenele, acolo colinda fetele din Grioara, de pe Grioara, așa se zicea, la strada aia, Grioara. Și apoi colindam de seara și până dimineața, până gătam tot satul. Trebuia să intrăm în toată casa, că dacă nu se supăra oamenii pe noi. Hai, bună, Lena, dar păi stai să vedem, oare bună Marie? Oare bună Marie? Nu ne zice cum era și la Bia? La noi, dragă, când eram cochii, nu eram în vacanță. Ne ducem la școală în ajunul Crăciunului. Așa. Și când meream acasă la Aniaz, ne puneam cărțile jos și o luam la colindat. Și apoi colindam dintr-un cap de sat până în ălalalt. Apoi zi bună, ce colindă colindați? Noi colindam colinzi de astea de cochii, dar era o colindă frumoasă. Zi-o, țără, zi-o. Fericel de el, Domnele-o, că l-ai ferecat, Domne-o și-n bun loc l-ai dat. La mese vai, Domne-o, la ponii floriți, Domne-o, merele-s de argint. Ei, bună, tare faină colinda asta, dar baxăm că ți-ai uitat o țără, dar poștim noi că ne-ai învățat-o bine. Hai tu, fetelor, să o zicem. O zicem, o zicem. Ferice de el, Domnele-o, că l-ai ferecat, tu, Domne-o, și-n bun loc l-ai dat, nici loc de rai, Domnele-o, tăt la mesă întinsă, Domne-o, la făclia mesă de mătasă, Domne-o, cu colaj de grâu, Domne-o, păhariu de jit. La păhară vine, Domne-o, la pomi înflorit, tu, Domne-o, florile-s de argint. Merile-s de aur, Domne-o, mere pică masă, Domne-o, pe masă revasă-i, domn bun, bun, Domne-le-o, ce le culege, Domne-o, și-apoi le dire. Ferice de el, Domne-le-o, că l-ai ferecat, tu, Domne-o, și-n bun loc l-ai dat. N-o zi bună, Marie! Am colindat-o bine? Foarte frumos a zis. No, păi bine ne-ai învățat, dar păi tu, fetelor, pe noi ne-a mai învățat cineva să colindăm frumos și să dreptei. Și cântăm frumos. Așa. Când eram noi toate la școală, la Alba Iulia, la Dăscălița noastră, la doamna Leontina Fărcaș. Fain mai era, da. Mai știți? Cum să uităm, ne-a învățat și să cântăm și să colindăm și cum să ne îmbrăcăm, așa, să ne gătăm mândru. Și ne-a zis, fetelor, duceți-vă în sat, că acolo sunt costume populare de alea bătrânești, de alea cu șurță, că așa se purta pe Valea Târnavelor și cu alea să veniți la mine. Ei, dar cine o vin la colindat? Mă, bine ați venit! Bine ați venit!
viață de ger mare. Domnului, Doamne, că-n viață de supărare, că vrea craiul să se însoare, s-o ieie pe soră sare. Domnului, Doamne, s-o ieie pe soră sare. Soră, soră, dragă mie, hai cu mila cununie. Domnului, Doamne, hai cu mila cununie. Eu atunci, frate, m-oi duce, când tu mie mi-aduce. Domnului, Doamne, când tu mie mi-aduce. Nănaș mare, sfântul soare, lună bună, mândra lună. Domnului, Doamne, lună bună, mândra lună. Dar e că eu adus-o la biserică s-or dus-o. Domnului, Doamne, la biserică s-or dus-o. În biserică intrară, dar icoară. Domnului, Doamne, dar icoanele picară. Numai Maica precistare sta pe loc și cuvântare. Domnului, Doamne, sta pe loc și cuvântare. Asta, Doamne, nu se poate să cununi soră. Doamne, da, fain ați mai colindat și câte emoții ați transmis și ce costume frumoase aveți, așa cum doamna Leontina mereu a știut să fie atentă la detalii. Când vă văd pe voi, parcă mi-amintesc așa cum eram și noi când eram muguri de tezaur și cum ați umblat cu noi prin toată țara, în lung și în lat, și am colindat împreună. Prin toată țara și mai departe. Și mai dacă departe, vă amintiți, da. La Viena am susținut un concert la o asemenea sală. Și, Doamne, câte emoții am, credeți-mă, foarte mari. Mi-aduc aminte de ele. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot parcursul vieții mele de până acum. Ele au fost, cred că, a doua generație de muguri de tezaur sau prima. Prima generație care... Doamna Marioara Murărescu, Dumnezeu să o odihnească, i-a dat numele de muguri de tezaur. Deci, în momentul acesta, noi suntem un brand, dacă vreți, Leontina Fărcaș și muguri de tezaur. A fost o muncă frumoasă și cu ele de excepție. De excepție. Mulțumim. Mă uit la fiecare în parte și trebuie să spun aici că Ina, cu Ina am colindat țara mai mult, dar și cu celelalte. Și cu celelalte și au ajuns în fața dumneavoastră și în fața publicului să-și câștige apropierea publicului prin ceea ce fac și prin cântecele lor și prin colindele acestea de excepție pe care ni le dăruiesc în această seară. Noi vă mulțumim din suflet pentru că în seara asta ne-ați călcat pragul și ne colindați și tare ne-am dorit, doamna Leontina, să ne colindați și dumneavoastră ceva, ceva frumos, o colindă pe care noi o iubim foarte mult. O colindă pe care tu mi-ai cerut-o a fost prima colindă la primul concert tezaur folcloric împreună cu Ioan Boc și Mariana Angel, Drăgan Muntean.
o colindă de fată, colindă a pețitorului, colindă de fată care urmează să se mărite. Colindele noastre sunt, să știți, colinde adevărate, culese din... Eu aveam 5 ani de când am început să colind și am ajuns până aici. O să vă cânt această colindă care mi-e foarte dragă. Zis o fată către june să via pe într-o lune, lin vântule, lin vântule, linui lin. Dar să nu vie prin lungi, prin lungi drumurile slungi, lin vântule, lin vântule, linui lin. Să nu vie nici pe dealul, dealul înalt și neguratul, lin vântule, lin vântule, linui lin. Să nu vie nici pe munță, munță înalt și pulberață, lin vântule, lin vântule, linui lin. Dar să vie tăt pe linu, tăt pe lin prin cer să ninu, lin vântule, lin vântule, linui lin. Comânățâind de lună, cu alta-n pletind cu nună, lin vântule, lin vântule, linui lin. Cu nună din cer culeasă, să o ducă la mireasă, lin vântule, lin vântule, linui lin. Lin vântule, lin vântule, linui lin. No, haideți, doamna Leontina, să colindăm una și de împreună, așa cu toții. Noi știm colinda Doi Boieri Bătrâniu. Hai să o colindăm împreună. Voi le știți pe toate. Voi le știm pe toate. Pe toate. Dar vă invit și vă poftesc lângă inima noastră să colindăm împreună și pentru vecinii mare noștri. Drag, pentru mare vecinii drag. Care ne ascultă din tindă. Doi boieri bătrâniu, doi boieri bătrâniu, linului, linului domn. Ei că să rugară, Dumnezeu le dară, linului, linului domn. Masă gălbioară, galbină de ceară, linului, linului.
Dumnezeule prea bun, trimite-ne de Crăciun harul Domnului Hristos pe pământul păcătos. Limpezește văile și ne îndreaptă căile. Pune, Doamne, pe răzoare tot un fluture și o floare și întraiște la săraci tot un măr și doi colaci, iar nouă pentru colindă să ne scoată gazda întindă o vadră cu vin și colăcei ca la Cana Galilei. Nu doar că am fi săraci și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrâni așa-i data la români să se bucure tot natul că s-a născut împăratul, să ne aducă fericire, pace și bună învoire. Păi tare vă mulțumim de colindă. Tare vă mulțumim. Și să noi. Știți, să știți că vă iubim și că ne-ați onorat în țara asta, că ne-ați călcat în prag și ne-ați colindat pe noi și pe toți vecinii. Vă mulțumesc din... Mulțumim. Din sufletul meu și mă bucur că am putut ajunge să vă colindăm. Mulțumim din inimă și din suflet. Rămâneți sănătoși și sărbători cu bine! Colindatul era despre bucurie și comunitate. Astfel, toată suflarea unui sat colinda în ziua de ajun și în cele trei zile de Crăciun. După ce primeau colindătorii, familia întreagă de la mic la mare pornea la colindat. Următoarea ceată de colindători vine din Valea Lungă, aducând repertoriul de colinde și costume de iarnă specifice acestei localități. La noi la colindat. Pe oamenii noștri. Chiar pe dumneata te-am găsit. Pe oamenii noștri din Valea Lungă. Dragi, mulțumim că ați venit la noi la colindat. Mulțumim. Am venit un pic ca mulți. Suntem aproape și am gândit să fim așa, să te susținem. Nu-i și bai. Pe dumneata și pe nanale. Avem destui colaci. Prima dată trebuie să colindăm ca să vedem dacă primim. Noi ia să vedem ce ziceți. Zor zi, ori de ziua, și aici ne-o lăsat-o. Cine ne-o dat-o, zor zi, ori de ziua, cine cu lumină, scaun de odină, zor zi, ori de ziua, și noi ce-am văzut-o. Sus la răsăritul zor, zi, ori de ziua, doi vulturi zburându-mi, din aripi bătându-mi, zor, zi, ori de ziua, din ciocuri mușcându-mi. Și noi ne-am miratu zor, zi, ori de ziua, pentru ce se batu. Pentru-n glob de aur, zor, zi, ori de ziua, noi am alergat-o. Globul am luat-o, zor, zi, ori de ziua, și gazdei l-am dat-o. Ca să-i cinstim casa, zor, zi, ori de ziua, și pe jupânea sa. Noi, mumă Lenă, ce colindă faină!
Asta e de la Lunca. Mulțumim. Nana Lena de la Lunca ne-a învățat. Mumă, uite că o vin cu primarul, o vin și popa să ne colinde. Toată lumea, na, ce zici? Păi colindăm și noi cu dânsi împreună, dacă... No, mai ziceți una, mai ziceți să colindăm și noi. Mai zici? Sara, Crăciunului nostru, mare bucurie a fost și a fost bucurie în lume de o așa mare. Noaptea-n drum să nu-i apuce, dar oamenii din cetate i-au răspuns cu răutate. Dar oamenii din cetate i-au răspuns cu răutate. Du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă. Atunci, preasfânta Fecioară, ieși din oraș afară. Atunci, preasfânta Fecioară, ieși din oraș afară. Și-au ajuns la cei săraci, pe Mesia. Și-a născut un fiu frumos și-l numea Iisus Hristos. Și-a născut un fiu curat al lumii trece împărat. Și-a născut un fiu curat al lumii. Mulțumim. Vă mulțumesc și eu că ați venit în număr mare. Mai aveam o tură, dar m-am gândit că nu începem pe scenă și trebuie să scena ne ducem mare în sală. Păi da, scena-i mare. Mulțumim. Mulțumim de colindă, dragii noștri. Și apoi vă și cinstim cu ceva, musai. Cu un colăces. Mulțumim. Apoi la doamna mulțumim Călina că ați vin să ne colindați. Doamna Călina e sufletul, n-am putut să o ratăm, trebuia să-i dăm mulțumim un colac mai mare. După mărime, după înălțime. După mărime și după înălțime, dar și după suflet. Cine o cunoaște știe. Mulțumim. Mulțumim din suflet că ne-a scălcat pragul. Cred că noi ne retragem, dar nu înainte de a vă mulțumi. Și a vă dori multă, multă sănătate, să ne aduceți de acolo, de pe malul Târnavei, multe colinzi, multe cântece. Sunt atât de frumoase și de talentate, pentru că Dumnezeu s-a sălășluit acolo în sufletul vostru. Iar la Nana Lena și la cealaltă nană, nu știu de unde este, Nana Maria de la Bia, exact de unde-i soacră mea. Așa, să vă dea Dumnezeu sănătate. Da, mumă Lene,
Eu vreau să ne zici o țâră din colinda aia acolo, în josul, mai în josul. E tare faină și ne-a învățat și pe noi. Vrem să o zicem și noi după aia. Bine, eu o să încep și dumneavoastră urma pe mine. Colo-n josul, mai-n josul, colo-n josul, mai-n josul, drag domnele, este o stire, mănăstire. Și-o dalbă biserecăre, și-o dalbă biserecăre, drag domnele-o, slujba-i sfântă, cine-o cântă? Cânt-o nouă, poi bătrâne, cânt-o nouă, poi bătrâne, drag domnele-o, și cu nouă diece. N-o mulțumim! Mulțumim! Ia să vedem dacă ne-o mai amintim și noi. Hai că o zicem și noi, să ne ascult, să ne zici dacă ți-o plăcut. Colo-n josul, mai în josul, colo-n josul, mai în josul, drag domnele-o, este o stire, mănăstire. Și-o dalbă biserică, și-o dalbă biserică, drag domnele-o, slujba sfântă, cine-o cântă? Cântă nouă, poi bătrâni, cântă nouă, poi bătrâni, drag domnele-o, și cu nouă diecei. Grăice-l popă bătrân, grăice-l popă bătrân, drag domnele-o, cătrășel de-ac tinerel. Să săsuie cât mai sus, să săsuie cât mai sus, drag domnele-o, turnul cu zâmbrelele. Să ieie doca-n română, să ieie doca-n română, drag domnele-o, tocălia-n ceielaltă. Să dea-n tocă de trioli, să dea-n tocă de trioli, drag domnele-o, de trioli în trilocuri. Să răsuie trilături, să răsuie trilături, drag domnele-o, să-mi auză cocoșei. Să se scole păstorei, să se scole păstorei, drag domnele-o, ciuda-i mare ce-am văzut. Doi galbini luceferei, doi galbini luceferei, drag domnele-o, nu-s galbini luceferei. Că-mi-i Domnul Dumnezeu, că-mi-i Domnul Dumnezeu, drag domnele-o, și cu Petru sfânt sunt chetru. Vin pe ziua lui Crăciun, vin pe ziua lui Crăciun, drag domnele-o, să asculte cântările. Cum cetez vanghelile, cum cetez vanghelile, drag domnele-o, cântă-te bisericile. Cum cetez să sfătuiesc, cum cetez să sfătuiesc, drag domnele-o, pe Dumnezeu pominesc. Tătarare, rare ori, tătarare, rare ori, drag domnele-o, la sfintele sărbători. Frumos ați colindat, foarte frumos. Păi că așa ne-ai învățat duntale. Așa ne-ai învățat. Mulțumim frumos. Mai frumos ca mine. No, hai să vedem dacă ne-au mai venit colindători. Hai să vedem. Hai să vedem ce colindător mai hai avem bună. Odată cu lăsatul secului, țeata de feciori din sat începea pregătirea pentru colindat și își alegeau conducătorul, adică vătaful cetei. În ziua de ajun colindau satul în lung și în lat și nu lăsau casă necolindată. Scopul lor era strângerea de bucate, alimente, vin și bani pentru organizarea jocului din ziua de Crăciun. De asemenea, era un prilej bun de pețit fetele nemăritate ale gazdelor. Ceata de feciori din povestea noastră este formată din Ovidiu Furnea, Nicușor Balu, Dorin Pintea, Iulian Bic,
Radu Boboia, Alin Goga și instrumentiștii Iulian Crișan, Aurelian Trif, Horea Suciu, Răzvan Ciorbea și Călin Savu. Ce s-aude? Ia auzi tu! O vin la colinda, mă! Auzi că s-aud bună! Piciorii! Sara bună lui Crăciun! Slobodă-i a colinda! Slobodă-i, slobodă-i! Hai, ficior, hai! Haidați, haidați! Grijă la câini! Hei, tu mulți-s, ficiorii ăștia! Mulți-s, mulți-s! Făcut ceată mare anul ăsta! No, hai să mai zicem una, mai zicem una. Mai zicem doar că... Hai să zicem. Iau și venit. Asta-i casa cea frumoasă, florile d-albe, cu icoane luminoase, florile d-albe. La ferești cu flori domnești, florile d-albe, pe la uși cu flori de ruși, florile d-albe. La obloace busuioace, florile d-albe, la obloace busuioace, florile d-albe. Peste masă crucei trasă, mare. O vin ficiorii la pețit. Ia să văd, aici, astăzi, de-a noștri. Ia să văd care sunteți. Ui. Ia să... să vedem care s-a văzut. A noștri, ui, a meu și a lui Inas de la Mureș, amândoi, Alin și Ovidiu. Noi suntem măritate, nu? Eu am și doi copii și apoi mai chiar avem doi pețitori aici.
care le pețesc pe fetele astea, pe Denisa și pe Iulia, ui acolo, și-o lua cetierașii ele. Bună, Marie, sămărită la anul. Sămărită și și-o lua cetierașul, eu vin la pețâtăți. La mulți ani, vai de colindă, dragii noștri. Apoi de alu Alexandra, ai uitat. Alu Alexandra, am uitat, ui la el. Alu Alexandra, știi de unde e mumă? E mocan. Ui că se vede după costum. Yeah. Mulți ani faini de colindă. Dar pe mai ziceți încă una. Eu am și un frate aici, am cu toată familia. Exact, mamă, și frați, și soț, și viitor. Și prieten. Soț. No. Da, auzi, nană mare, ți-a plăcut colinda sau? Ne-a plăcut colinda, colinda foarte frumos. No, da, păi mai ziceți una. Mulți ani, mai ziceți una, mai ziceți. Mai zicem una, dar ceva din încălzit, ceva încălzitor aveți aici? Apoi vom da o acolo de niște, dăm litra să le arăt, că avem și de beut. Suntem mulți și cam o litră avem nevoie. Păi aici avem litra, așa, să nu gândești, dar trebuie întâi să colindați și după aia vă dăm. Colindăm, Ficior? Colindăm. Hai. Colosus la răsăritus, colă măriuță, steag albină, soijitus, colă. Și cu pragul de tămâie scolă mări. Măriuță, clopotul o țângălit, scolă, măriuță, scolă. Maica sfântă l-a auzit, scolă, măriuță, jos la el s-o coborât, scolă, măriuță, scolă. Pe cornul altarului, scolă, măriuță, în mijlocul raiului, scolă, măriuță, scolă. Și la oameni o grăitu, scolă, măriuță, la creștini de pe pământu, scolă, măriuță, scolă. Și-n postește posturile, scolă, măriuță, și ajună. Apoi, măficiori, fetele astea vă laudă că fain, fain, dar voi n-ați prea mâncat astăzi, ori n-ați prea beut. No. Numai a doua variantă. Astăzi. Eu zic să le dăm litra, să se mai încălzească. Litra, că dacă mai merg pe la vecin să colinde, prima așa mai am promis, am promis. Îl dai la el mai curajos, așa? Păi musai. Dă că tu ai doba, da? Să la mie că tu ai doba. Tricolorul e legat bine, în regulă. Și apoi o colindă, noi să nu vă zicem. Chiar asta ne gândeam că dacă tot am venit la gazde alesă, o colindă de aia faină, așa cu vânători, așa ca pentru noi. De vânători vă trebuie. Dacă aveți. Știm, știm. Bună. No, hai tu, fetelor, să zicem. Pe marginea târnăvii, pe marginea târnăvii, ner vântule,
din picioare ficiori. Asta e ca să luați aminte că e cu învățătură. Atunci o fi sfârșitul lumii. Așa. Când familia nu se mai iubește și nu se mai înțelege. Apoi, mă, ficior, dacă te ați vint, mai colindați-ne și voi una. Acum că ați prins o țără de putere. Încă n-am prins. Că... Apoi trebuia să prindeți, ați avut vreme. Și oricum, cât stau pe la noi, e bine. Păi nu? La tătă ca să-i lumină, ziurel de ziua, la tătomu-i masa lină, la ferești cu flori domnești, ziure
de ziua. La obloace busuioace, ziua ziua. Cine șede n-astă casă, sănătoși de-om fi, ziure de ziua. Și la anul om veni, ziure numai dacă ni-ți pofti, ziurel de ziua. No, acum să nu vă primim. Bă, da, păi să și gazdă sănătoasă. Să plătești colinda noastră cu un colac de grâu frumos ca și fața lui Hristos. Nici mai mare, nici mai mic ca rotița plugului în mijlocul stogului. Și să ieși în prag la casă cu o cupă de jin rasă, cu cârnați și cu călbași și cu o fele de jin ars. Că de-a sară tăt pe afară și ne ninge și ne plouă și din streșină ne cură de ni să-ți bat dinți în gură. Dacă ni-i da de beut, noi te-am colindat mai mult. Și cârnați de-om căpăta, noi mai fain te-om colinda. Apoi chiar de nimic nu-ni da, noi de rău nu ți-o mura. Și ți-om dori sănătate, că-i mai bună decât toate. La anul și la mulți ani! Ca multă beutură, nu știu ce-i cu voi. Prea multă băutură. Mulțumim, piciorii noștri! Ai, am primit cârnați, mă, piciorii! Asta-i, asta-i baza. Colacii! Colacii. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Gazdă, apoi nană Marie, înainte aici, de a pleca. Hai, nană Marie. Noi am vrea ziua de Crăciun să facem jocul aici la matale. Putem, orba? Cum să nu, drag? Hai, gata, mă. Puteți să veniți, că vă lăsăm să jucați. Să nu uitați arvuriți cetierașul. Apoi cu cetierașii veniți voi. Păi spune să se ocupe el. Ocup. Apoi oare de ce colindați? De colaj, mă. Numai de colaci. Colaj, cârna, asta ce... Noi vă așteptăm, vă așteptăm, dragă, vă așteptăm. Vă așteptăm la joc. Mulțumim. Să mai aduceți mai mulți ficiori, că noi o să mai aducem niște fete mândre. I-au zis tu fetelor că facem joc. Facem, facem, Doamne, ajută, gheu. Știți juca? Musai să știi juca. Să vedem. No, bine. Știți juca mult. Ușor cu glaja. Dacă noi nu știm. No, bine, las că ne întâlnim mâine. Mereți colindați tot satul, că vă așteaptă toți vecinii, șapte vecinii, sunt mulți. Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim feciorilor! Haide să-i aplaudăm încă o dată pe feciorii noștri. Iar acum eu o să vă spun așa. Colindele reprezintă floare de dor, brazda plugului, haina țăranului român și au fost păstrate și transmise cu sfințenie prin viu grai de-a lungul generațiilor. Următorii colindători vin de la Crăciunelul de Jos, satul cu nume de sărbătoare. Cetei i s-a alăturat astăzi
Îndrăgita interpretă de folclor a Văii Târnavelor, originară din Tiur, doamna Reta Rus. Bună seara, gazdă mare! Azi, în zi de sărbătoare, am venit să colindăm și de bine să urăm. Din Crăciunelul de jos, noi vă colindăm frumos. Satul nostru cu mândru nume, care de la Crăciun vine să vă aducă bucurie. Și am plecat a colinda de la o casă la alta, pe Târnavă mai în sus, până pe la doamna Rus, Beta, Reta Rus. Că-i vremea umblatului peste vatra satului să ne adune bun cu bun sfânta sară de Crăciun, că-i mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate. Cerul și pământul, cerul și pământul în cântec răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesea o-nconjoară, magii nu se întâmplară. În Biflaima, în Biflaima, e mare minune. Vergura curată, vergura curată, fiu a născut în lume. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesea o-nconjoară, mari minuni se întâmplară. Din răsărit vin, din răsărit vin, marș cu bucurie. Dar mândru mai colindați, dragii mei, tu, fetelor, ăștia-s crăciuneanii mei. Așa, păvă că sunt gata fain, cu crătință de-astea, cu roșu, numai chindeaiele cu floare nu le-au adus, dar poate anul viitor le aduc.
Dar oricum îți tare fain și mândru și fain Colindă, se vede că ați fost pinșezător și ați învățat. Dar hai, dați-o țăr mai în față în casă, nu stați acolo în ușe. Și apoi văd că ați adus-o și pe doamna Reta Rus, că noi tăte, fetele, o iubim și o prețuim și am crescut cu cântecele dumniei. Așa. Și tăte știm învârtita aia cu trandafir și viorele. Și noi și vecinii, că doar suntem aici aproape, lângă Tiur. Dar păi, doamna Reta, nu ne colinda și dumneavoastră ceva? Să colind și eu. Păi cum? O colinduță scurtă. O să colind și eu. O colinduță scurtă. Din raiul cel luminos a venit astăzi Hristos, înconjurat de îngeraș, ca să-și caute să-l lași. Înconjurat de îngeraș, ca să-și caute să-l lași. Soare, luna, mii de stele strălucesc azi cu putere, toate în lume au luminat. De Domnul când au aflat, toate în lume au luminat. De Domnul când au aflat. Iar noi astăzi toți venim, oameni buni, ca să vestim că e ziua de Crăciun, precum îngerii o spun, că e ziua de Crăciun, precum tare vă mulțumim! Să vă țină Dumnezeu glasul și să vă țină sănătoasă! Am venit și eu să vă colind împreună cu colindătorii de la Crăciunel, că noi suntem vecini peste Târnavă. Și am venit cu tot sufletul, pentru că voi ne-ați adus o mare bucurie. Ați scos din lăzile de zestre, ați cules de unde ați știut voi mai bine. Le-ați pregătit, le-ați aranjat și le-ați... Mă adresez tuturor. Haideți cu toții, nu doar pe scenă. După ani grei prin care am trecut cu toții, să lăsăm totul în urmă, să ne strângem unii lângă alții, să ne ducem din poartă în poartă, să ne colindăm unii pe alții, să ne arătăm dragostea noastră unii față de alții. Dumnezeu să fie cu noi, să ne aibă pe toți în pază și să ne aducă un Crăciun binecuvântat. Mulțumim! Mulțumim!
Mulțumim din inimă. Mulțumim, doamna Reda. Sunt vorbe de suflet pe care noi le vom scrie în cartea de aur a vieții noastre. Dragii mei, v-ați adunat așa mult și frumos și ați venit și cu părintele de la noi din sat, care s-a îmbrăcat în costum popular, că așa-i stă bine în biserică, e cu hainele de biserică, dar acum cu voi eu vin tare mândrugătat. Haideți să mai zicem o colindă cu toți așa dinpreună și apoi poate ori zice și vecinii cu noi. Ce ziceți? O colindă la care rugăm pe toată lumea, am ales o colindă ca să colindăm cu toți împreună. Sărbătoare preamărită, noi poftim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie, la mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos. Doamne ajută, mulțumim frumos! Doamne ajută! Nu stați, nu plecați! Să vă dăm și cât e un colăcel! Apoi, Lenuța, tu vrei să-mi iei tăcoșul? Și apoi, dragii mei, nu v-am zis că aici cu grupul ăsta de colindători o vin și mama și cu tata. Tare mândră îs cu ei. Și ce fain s-o gătit, ni la ei. Și vă rog să mereți la colindat și în seara de ajun, așa cum ați venit astăzi, și să mereți și la primărița noastră din sat, de acolo să începeți, nu, să începeți de la biserică, la părintele și la doamna preoteasă și după aia la doamna primar, și apoi după aia să vini și pe la mine încă o dată, că vă aștept. Fetele de pe Târnave, gazdele noastre, au crescut în familia ansamblului Jidvei România, sub atenta îndrumare a regretatului lor maestru Stelian Stoica, cel care a ținut la oaltă acest grup de artiști, interpreți vocali și instrumentiști timp de mai multe decenii. În memoria maestrului lor, membrii ansamblului Jidvei își continuă și astăzi activitatea, fiind următorii colindători ai tabloului nostru de ajun. Maria Uțiu, Ioana Șolea, Cătălina Furdui, Daria Costea, Ioana Agârbițean, Raluca Dulău, Oana Marian, Alina Andrei, Cristina Todor, Iulia Banciu, Gabriel Bucur, Aurelian Adam, Ioan Blaga, Iulian Bic, Aurel Lupu, Cătălin Rus, Ovidiu Accente și instrumentiștii Iulian Crișan, Aurelian Trif, Horea Suciu, Răzvan Ciorbea și Călin Savu. Ceată mare, vine tu, fetelor, acum. Ceată mare, ceată mare.
parcă ceva. Ceva se aude? Să-i auză. Tu, da, câinii. Ei, tu ați legat câinii? Ați legat câinii, tu. Eu n-am. Bună, Marie. Ați legat cățăii? Nu, vin că nu vă. Intrați aici, haideți, curaj, intrați în tindă, că uitați ce ne-am gătit aici. Fetelor, eu nu știu de ce toată lumea stă la ușe. Păi nu, nu toată lumea îi cheamă în casă, numai noi, astea găzdoie. Așa e, așa e. Ori le frică de frică bună. La fac, nu putem să-i ținem în frig. Vai, fain sunteți. Sus, boieri, nu mai dormiți, Domnul Iisus Hristos, vă sculați și vă gătiți, Domnul Iisus Hristos, vă sculați și slugile, să amintă făcrile, să mă dure curțile, Domnul Iisus Hristos. Curțile și casele, ce să plâng, mă, dragii mei. Mulțumim că ați vin până aici la noi. Mumă, Lenă, știu are dumneata după port. De unde vin tinerii ăștia? Îs aici aproape. Îs aici aproape de noi. Zoia, de pe la Sibiu, mumă. Mai știți, fetelor, când meream și noi? Port de la Sibiu, da. Parai, și cu domnul Stelu, fie iertat. După portul Sibien. Dacă toți suntem, hai să facem o scară de ceară, o rugăciune, să-i colindăm și Dumnealui acolo în cer, că tare s-a bucurat să ne vază pe toți la oaltă. Așa-i. Haideți!
Monica, că și la vecini le place. Tot te ascultă pe aici. Le place și la vecini. Da, suntem de la Sibiu, de la Alba, de la Blaj, de pe Târnava Mică, de pe Târnava Mare. Și fetelor, ne dorim tare mult să vă auzim și pe voi cu o colindă, tot pentru maestrul nostru drag. Ce stai, Domnul bunu, ce stai, Domnul bunu, dai Domnului domniu, boieru bătrân, bun gând și-o gândit tu, bun gând și-o zice și voi una, așa, că după aia vă lăsăm. Că drumul e lung. Toată oastea creștinească, toată oastea creștinească, astăzi să se veselească, astăzi să se veselească. Peste masă, peste toți cât sunt în casă,
Varsă, Doamne, fericire, fericire și iubire, peste mari și peste mici, peste toți cât sunt aici. Mulțumim! Și acum și plata, să nu mereți cu mână goală de la noi. Dar mai avem o rugăminte în ziua de Crăciun, să veniți înapoi la joc. Musai, ca să, să facem un joc aici, aici cu fete, ficior, musai. Bine? Vă așteptăm. Ne pregătim cu ginginar, tot așa, bucate. Tot atâta ginginar. Mai lasă-i și fără. Colindele se împart în laice și religioase. Cele laice au diferite teme de păstorit, variante de miorița, vânătoare, de pețit, de fată sau de june. Păstori desăvârșiți de tradiție și obiceiuri românești, membrii grupului vocal din satul Bia, comuna Șona, vor fi următorii colindători. Alături de ei, în această seară specială, va colinda doamna cântecului popular de pe Târnave, reper artistic pentru gazdele noastre, doamna Veta Biriș. Bună seara, gazdă bună! Am venit cu voie bună, am venit la dumneavoastră să auziți colinda noastră. Că așa e obicei un sat, să umblăm la colindat. Noi venim din satul Bia să vă aducem bucuria, bucuria tuturor că e vremea colindelor. Cu doamna Veta împreună am venit cu voie bună, am venit cu drag și dor din zona Târnavelor. Noi pe unde am umblat, noi la toți am colindat. Venim și la dumneavoastră. Ne primiți colinda noastră? Primim! Haide toți să colindăm și la gazdă să-i urăm!
Capai, seara bună și bine ați venit, dragii mei bieni. Mă uitam pe aici după Muma Marie, dar ea deja s-a pus acolo între oameni. Păi de-aia sunt de-a noștri, nu? Eu v-am zis că-s din Crăciunel, de-a jumate-s din Bia, că tata mea e din Bia. Dar pe moșul Ceteraș nu l-ați adus? Unde l-ați lăsat? Cred că nu-l mai lasă buna să vie la colindat. O să scai bătrân și să stai acasă. Și văd că ați adus-o pe doamna Veta Biriș cu voi. Ați fost pe la Căpâlna, pe Târnava Nică și ați luat-o la colindat. Tare bine ați făcut, că noi tăte o iubim și de când eram micuță îi ascultam cântările și dânsa a fost pentru noi exemplu îl mai bun de artist de pe Târnave. E doamna cântecului popular românesc de pe Târnave și nu numai. Și este tare, tare la sufletul nostru. Doamna Veta, tare ne-am dorit să ne colindați și dumneavoastră o colindă. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult, Ina, pentru invitație. Să știi că eu am fost prima dată la dumnealor să învăț colindele și le-am colindat și acum n-am putut să le las singure pentru că au colinde atât de frumoase, cred că v-ați dat seama, este varianta unei miorițe și este minunat și nici nu puteam să refuz această invitație pentru că, dragi blăjeni, se întâmplă foarte rar în drumurile mele să întâlnesc niște tinere atât de frumoase, de talentate, atât de respectoase și ele știu că mi-am dorit dintotdeauna să-mi cânte cântecele, să-mi ia tot repertoriul, că nu vreau să rămână pierdut, nu vreau să-l duc cu mine în groapă, vreau să le las lor, pentru că merită, sunt foarte iubite, foarte talentate și fac lucruri extraordinar de frumoase. Mulțumim, mulțumim. Acum trebuie să colind eu, nu? Bine. Tare ne-am dorit. Tatăl meu, bunicul meu, au fost în război. Și să știți că și acolo se colinda. Și am să vă cânt, să vă colind o colindă. Bineînțeles cu ajutorul bienelor, că eu așa le zic. Ce hasnă-i de astăzi soare, ce duși din țară, tăsficiorii duși din țară. Noi avem mere și nuci, noi avem mere și nuci. Ei poartă săbii și furci, ei poartă săbii și furci. Nu fi găzdoie făloasă, nu fi găzdoie făloasă. Bărbatul ți dus de acasă, bărbatul ți-a dus de acasă. Strânge spruncii lângă tine, strânge spruncii lângă tine. Acum n-ai milă la nimeni, acum n-ai milă la nimeni. La cine milă ai avut-o, la cine milă ai avut-o. Aici o fost și s-o dus-o, aici o fost
sus în neagră lume și s-a dus în neagră lume, unde nu cunosc pe nimeni, unde nu cunosc pe nimeni. Tare vă mulțumim, doamna Veta. Ne-ați onorat și cu prezența dumneavoastră aici și cu cântecele și cu faptul că ați spus atâtea cuvinte frumoase despre noi și cel mai important este lucrul că noi avem voie din partea dumneavoastră să vă colindăm și să vă cântăm tot repertoriul. Aceasta este cea mai mare bucurie pentru fiecare dintre noi, pentru că vă urmăm. Și acum să-i mai lau o șoțără pe Bian, ca pe-i nu vin dejaba. Mă uit acum la șurțele lor, astea se sute în bia de doamna Lenuța Burja și o vin ceata asta mare și cu domnul primar. Și cu părintele, nu i-o lăsat singuri. Dar păi, dragii mei, hai să zicem și o colindă cu toți împreună. Poate zice și vecinii cu noi, dacă o știu. Tare fain i-ați zis. Rămâi gazdă sănătoasă că ai primit colinda noastră. Ai stat și ne-ai ascultat, tare mult te-ai bucurat. Gazdă bună și frumoasă să plătești colinda noastră. Cu un colac mândru frumos ca și fața lui Hristos. Și lângă colac să avem cozonac și jin să bem, și o sticlă cu jin ars, și o bucată de cârnaț, să ne ție nouă sas.
După ce ne-o vom spăta, iară te vom colinda. Și la anul care vine, noi vă dorim numai bine. Vă dorim să aveți de toate la mulți ani cu sănătate. Da, Doamne ajută! Mulțumim de colindă! Apoi acum cărnați nu mai avem că l-am dat la ficiori, dar vom da colăcei. Apoi bună, Marie! Hai să le dăm colăcei la oamenii ăștia, te-ai ascuns aici, că doar dântale ai cocălită toată noaptea la ei. Rămâi gazdă! Sărbători frumoase să vă dea Dumnezeu! Apoi sunt mulți tubieni ăștia tăi. Apoi normal că sunt mulți. Și sunt oameni și mândri și gospodari. Haide să mai facem o țări de ordine aici în casă, că ne mai vin colindători. Obiceiul colindatului din ajun se prelungea până dimineața. Ultimii care ajungeau la gazde fiind lăturenii, cei de mai departe. Lăturenii din povestea noastră, cei care vor aduce un strop de culoare în tabloul de iarnă, vor fi reprezentanții de seamă ai cântecului popular din Maramureș și Bistrița. Frații Kindri și Anda Horoba! Bună seara, lui Ajun! Seara bună! Bună seara, lui Ajun! Bună seara, gazdă leasă! Seara bună! Ne primești colinda noastră? Primim! Scolați, scolați, întoieri mari, Hristos a născut. Scolați, băi rog,
Tu l-ai dat fain, mai colindat. Dar după port, nu sunteți de pe la noi, sunteți lătureni. De unde veniți? Din Maramureș. Cale lungă am bătut să venim la dumneavoastră. Mulțumim că ați venit și ne-ați colindat așa de frumos și ne-ați adus un strop de veselie și de culoare. Mulțumim și noi, dacă tot am bătut atâta drum, nu vă lăsăm numai cu o colindă. Vă mai zicem una. Mai ziceți. Mândruși când tot cer încotru. Hai, colindă oamenii ăștia. Foarte frumos, foarte frumos colindă. Frumoasă colinzile lor. Buna Marie bătea aici din chicior. O zis că se poate și juca. Apoi mai ziceți-ne una, dragii noștri. Păi i-ați zis de atâta drum, nu vă zice colinde hâine. Numai cele mai faine vi le-am adus. Păi ce sară ești aia, stai sară, ce sară ești aia, stai sară, mândră-i sara de Crăciun, da, mândră-i sara de Crăciun. S-o s-a poartat
gazdă-i mulțumiește, să-ți gazdă veselos, că ai ajuns Crăciun frumos. Și gazdoaia veseloasă, cotomnit hirești pân' casă, pân' la uși cu flori de ruși, la ferești cu flori domnești, și pe masă cinciuieci, chiar și zece, de s-or trece, că sunt chemat cincisprezece! Vă mulțumim frumos! Apoi, dragii noștri, bag seama că tare le place la vecini de voi. Musa e în seara asta să colindească satul. Până dimineață. Musa-i, da, Ina, știi cum e obiceiul la noi. Colindăm o colindă la fereastră, colindăm o colindă și în casa gazei și apoi Musa să zicem șohure și apoi mergem mai departe. Apoi ziceți! Hai, capa, capa, pe podiale! Hai, că ce-ți vede, nu!
Apoi tu, fetelor, noi am început jocul cu învârtită de asta de Maramureș, dar aici suntem pe Valea Târnavelor. Musa, să zicem și o învârtită de-a noastră și poate o auză ficiorii ăștia că am început și o vini să ne joace. Ce ziceți, măi, ficiori? Hai, dați, fraților, să facem și noi un joc frumos, o învârtită frumoasă, așa ca pe Târnave. Așa, așa, păi dacă ești de pe Târnave, nu se poate încheia un spectacol fără un joc. Aplauze încă o dată pentru fetele noastre, pentru feciorii noștri. Măi, da, fain sunteți, fain, Doamne, Doamne, Dumnezeule, ce frumusețe! Și vă mulțumim tuturor pentru acest spectacol, pentru această poveste și eu aș vrea acum în aplauzele dumneavoastră să le invit aici în față pe fetele de pe Târnave, pentru că merită să fie aplaudate. Merită să le spunem încă o dată, mulțumesc, mulțumim pentru această seară. Spuneam încă de la început că Dumnezeu nu lasă așa pasiunea și talentul la întâmplare, doar că la ele nu e vorba doar de talent, doar de pasiune, e vorba și de foarte multă înțelepciune în toate formele înțelepciunii. Pentru că știți și le cunoașteți zi de zi aceste fete prin ceea ce fac, sunt deja un model și un reper, pentru că și ele au avut, așa cum am aflat astăzi pe această scenă, repere și modele foarte bune. Și să le aplaudați încă o dată și să vă mândriți cu ele. Mereu spun, îmi place foarte mult să spun despre țara noastră, despre zona noastră, despre județul Alba, despre zona Blajului, că e o zonă așa binecuvântată. Însă cea mai mare binecuvântare chiar sunt oamenii. Chiar suntem bogați. Iar aici, pe această scenă, avem cu adevărat niște bijuterii, niște bogății. Și au muncit foarte mult, să știți, pentru ceea ce ne-au oferit în această seară. Pe lângă înțelepciunea lor, pe lângă pasiunea lor, pe lângă talentul lor, este vorba despre foarte multă muncă. Au creionat, au gândit o poveste de iarnă atât de frumoasă, au studiat. Iată primul lor album pe care în curând o să punem și noi mâna să simțim, să vedem și să ne lăudăm cu el și sper, sper să ajungă în casele tuturor. Și aș vrea să mai mulțumim cuiva pentru că au rămas acolo în spate. Celor două doamne, doamna Maria Dulău, doamna Lena Ivașca, 76 de ani, doamna Maria Dulău, doamna Lena, 80 de ani, împliniți alaltă ieri, să știți, la mulți ani. Doamne, ce bucurii, ce bucurii de oameni, ce bucurii. Pur și simplu parcă ne tremură mâna atunci când le privim. Trebuie doar să simțim această emoție, pentru că e frumoasă și să ne bucurăm de oamenii pe care îi avem. Și fetelor, să fiți sănătoase,
să fiți în continuare așa cum ați fost și până acum, o sursă de inspirație, o bucurie, o mândrie. Să mai creați astfel de momente. Mi-aș dori foarte mult ca ceea ce am văzut aici în această seară, pe această scenă, să devină o tradiție la Blaj, la Palatul Cultural din Blaj. Și apropo de asta, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată celor care au făcut posibil această seară de poveste. Așadar, aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Primăria și Consiliul Local Blaj. Mulțumim foarte mult domnului primar Gheorghe Valentin Rotar, este aici în sală alături de noi, vă mulțumim. Că tot vorbeam de oameni buni, mulțumim frumos. Mulțumim Palatului Cultural din Blaj, domnului Ovidiu Câmpean, aplauze și pentru el, mulțumim foarte mult. De asemenea, din tot sufletul, multe mulțumiri și pentru Primăria Crăciunelul de Jos, Primăria Șona, Primăria Valea Lungă, aplauze vă rog. Mulțumim sponsorilor Jidvei, Transavia, Elit, Apidava, Prenis, Magic Garden Events, mulțumim Road Design, Bonalux, Montana Popa, La Popa, Costi Claus, Classic Exploatare. Mulțumim frumos și să aplaudăm pe sponsorii noștri. Mulțumim pentru foto-video Andrei și Delia Buran, mulțumim frumos! Inginer de sunet, un sunet de calitate am avut în această seară, mulțumim Soci Levente Ferenc. Partenerul nostru media de nădejde, mulțumim foarte mult, TV AS, mulțumim frumos. Pentru proiecție, mulțumim Matei Lucian. Iar pentru luminile frumoase din această seară, mulțumim Rental Sound System. Mulțumim frumos! Iar pentru emoție, pentru bucurie, vă mulțumim și dumneavoastră, celor din sală, pentru că ați întregit atât de frumos această poveste și vă mulțumim încă o dată vouă și tuturor artiștilor care au urcat pe această scenă. Haideți să-i aplaudăm încă o dată! Ce artiști frumoși! Ce bine aleși! Cu câtă grijă! Și așa cum spuneau fetele în povestea lor încă de la început, aleși cu atenție, dar și cu intenție. Au fost aleși exact așa cum trebuie pentru această poveste. Și vreau ca ultimul cuvânt să fie al vostru, să ne transmiteți un gând, așa de final. Asta înainte de a ieși acolo, pentru că să știți, în foaier, chiar la intrare, ne așteaptă albumul despre care noi am vorbit, pentru care ne-am strâns aici, pentru fetele de la Târnave. Să știți că puteți să-l achiziționați și mi-aș dori ca în următoarele zile să răsune așa colindele fetelor de la Târnave în fiecare mașină, în fiecare casă, să vină Crăciunul frumos. L-aveți deja? E, atunci să răsune colindele. Ina, un cuvânt de final, un gând. Au fost multe, multe emoții. Știu că au fost, Doamne, cât s-a tremurat aici în spate. Doamne, au fost multe, multe emoții, pentru că s-a pus foarte mult suflet. Eu cred că povestea noastră a început de mult, atunci când Dumnezeu a hotărât să ne pună pe toate cinci, aici, pe pământul ăsta românesc, în Valea Târnavelor. Tot ce ați văzut în această seară a pornit de la o idee și din dorința de a arăta ce este frumos și autentic și adevărat și de al nostru de aici. Și vreau să le mulțumesc surorilor mele de suflet, pentru că noi așa ne considerăm, fetelor, pentru că ne-am adunat la oaltă să creăm pentru noi lucruri mari. Poate n-a fost perfect, dar a fost sincer. A fost cu foarte multă bucurie pentru dumneavoastră, drept dar, pentru că sunteți oamenii de aici. Mulțumirile au fost aduse tuturor și vă mai mulțumim și noi odată, încă o dată, fiecărui om din această mare echipă care a participat la realizarea acestui proiect. Mulțumim familiilor noastre pentru că ne-au susținut, pentru că ne-au crescut, zic eu frumos, cu frică de Dumnezeu și cu drag de cântec și de colindul românesc. Și mulțumim dumneavoastră, cei care sunteți aici în această seară, și sperăm să fiți alături de noi și pe viitor, pentru că avem în suflet și în gând
foarte multe lucruri frumoase de realizat pentru voi. Mulțumim foarte mult! Rămânem alături de voi cu siguranță, toată lumea. E o mare familie aici, la Blaj. Sunteți și aveți o mare, mare, mare familie. Și ce-ar mai fi de spus după un astfel de moment decât să te bucuri? Pur și simplu să ne bucurăm că vă avem, că există oameni atât de frumoși, tineri atât de frumoși și că există o prietenie atât de frumoasă care poate fi numită, iată, ca o familie, surori, ai spus. Ce frumos! Aplauze încă o dată! Iar dumneavoastră vă mulțumim pentru că sunteți aici, pentru că susțineți astfel de momente, pentru că susțineți tinerii din comunitate, rămâneți alături de aceste fete și vă rog să le descoperiți albumul acolo în foaier și vă urez ceea ce îmi place să vă urez de fiecare dată, să faceți din fiecare zi un fel de Crăciun. Să vă fie bine mereu, să fiți sănătoși, mulțumim fetele de pe Târnave! Și să povestiți peste tot de povestea lor, să audă o lume întreagă. Merită! Mulțumim frumos! Mulțumim, Andreea Bogdan! Ai întregit tabloul nostru de iarnă. Cu drag! O onoare, o bucurie! Sărbători fericite, sănătate multă! Și acum, ce frumos ar fi să colindăm împreună de final! Asta nu e planificat, să știți. Dar o colindă să știe toată lumea. Putem? Fără vocea mea.
Mulțumim! Mulțumim! Vouă, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați colindat alături de noi, pentru că ne-ați amintit de acest colind atât de frumos și ce frumos e să colinzi. Și sper că lacrimile sunt de fericire, da? Aplauze încă o dată pentru fetele de pe târnave! Și aplauzele și din partea noastră pentru dumneavoastră. Mă înclin, vă mulțumim, vă iubim, știți deja și vă așteptăm acolo în foyer să povestim mai multe și să vedem cum arată albumul. Mulțumim frumos!